Alo, da unde? Alo! Așa. Alo, lasă că trupul se dă. Alo, cine trage? Dragomir, trupul se dă. Coronel Percalagascu să. Pozițiile. Băi, să trage acolo la Sibiu? Da. Vedeți cine de unde a luat armamentul? Să Dragomir, vezi că primești ordine de la generalul Stănculescu, nu se mai trage nimic. Să vină generalul meu. Un grup de civili care au luat... Auzi, băi, vezi că e un grup de civili care au luat armamentul și eu atrag pe acolo. Vedeți care e situația? Elevii din școala militară intră în școala militară și își văd pe programul de învățământ. Băi, Dragomir, ai înțeles? Ai înțeles, da? Dragomir, alo, n-aveți niciun drept să trageți în oamenii nevinovați. Doar și locotenent colonel Dragomir, a primit un ordin să încetați focul. Aici, în București, se știe, se cunoaște că dumneavoastră trageți în oameni. Veți răpi puși... Răspunde, Pachet. ...cu acuzare. Să mă rog până de la Procuratura Militară. Intrați în cazarmă cu trupele, nu trageți în oamenii nevinovați. Ați înțeles? Prejurări am auzit că la Sibiu se trăgea în populație. Telefonul era undeva pe hol, noi eram într-o cameră care a cărei ușă era deschisă și dădea pe hol și am auzit și m-am dus la telefonul respectiv și am vorbit chiar cu comandantul garnizoanei Sibiu, cu colonelul Dragomir și am spus cine sunt, am spus că sunt procuror militar și că i-am spus să nu l-am somat într-un fel, am avertizat să nu tragă în oamenii nevinovați, în manifestanți, pentru că va răspunde penal. Bineînțeles că mi-a dat un răspuns de genul că el e comandant acolo, el decine. Și... Iar pe urmă, chiar am avut ocazia să-l cercetez și să îi fac rechizitoriu. L-am trimis în instanță pe acel colonel pentru crimele care le-a făcut la Sibiu. În practic, acest colonel Dragomir a dirijat toate operațiunile militare în zona Sibiului, unde avem foarte multe victime.